Aia unde-i? Unde s-o pus? Când ai nevoie, nu găsești nimic în casa asta. Ce le trântești pe toate așa, ce ai? Cum ce am? Am pierdut cursa, cal n-am la căruță să mă duc cu ea, că l-am dat lui Corci să-și areze. Asta e problema. Unde vrei să mergi? La piață, să iau răsaduri, că voi numai la asta nu vă gândiți. Fără grijă, că te duc eu cu mașina, hai. Doamne ferește, ai mai multe accidente decât kilometri parcurși. Da, pe naiba, am zgâriat un pic. Un pic de vreo 12 milioane. Tu nu mai miști mașina din parcare până nu vine părintele din sat să-i fac un pic de slujbă. Bine, știi că astea clasice se conduc un pic mai greu, mai greu așa. Oricum vreau să mă îndrăz spre ceva electric după aia, da? E ok. Aha, spre o mașină de spălat, de pildă. Cum? Păi nu vezi că ești tătă șifonată? Ăsta e trendul. Cu trenul, da. Cu trenul te las. Dar la volan eu nu te mai las. Știi cum se zice? Șoferii de azi sunt pietonii de mâine. Hai, termină cu prostiile astea. Fără grijă că te duc acum. Unde mi-i scăile, le-ai văzut? Bine, fără grijă. N-a până ce-i bine. Bun. Pedalele sunt toate trei, schimbătorul perfect. Hai să mergem. Și oglinda? Bine zici. Dar e ok, nu. Măicuța Domnului, nu ne părăsi și dă-ne drum bun. Fără grijă, mă, tata, acum pornim, fii atent. De ce cu piuitul ăsta, tu auzi? Trule, Doamne, o fi o bombă. Stai că-i ușa de la porbagaj. Gata, hai să mergem. Doamne, dă-ne, Doamne, drum bun. Doamne, ajută-ne să ajungem cu bine și repede. Ia, 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 nu așa de tare, să nu suntem noi pe drum. Ia, 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 ia. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Tu l-ai, Doamne, dar pe el nu se uită pe unde umblă. Ce-i moșia lui tată-so? Nu, lasă că-i arăt eu acum. Lasă că-ți arăt eu. Te rog, nu fii agresiv, stai, stai, stai. Nu sunt agresiv, dar sunt nervos, așa mă duc. Bă, dar nu se uită nimeni pe unde merge, mă, să... Băi, chiorule, tu nu vezi pe unde te duci, mă? Îmi dai mașina fetii? Domnul Nicu. Păi mă, Vlade, mă, eu când am zis să te bași pe Dienuța că e fată faină și cu școală, n-am zis să te bași în halul ăsta, măi omule. Da, îmi pare rău, nea Nicu, mă grăbeam și... Da, 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 vezi de ce nu urc eu la volan? Că decât să urc la volan și să dau în prima mașină, mai bine mă duc pe jos și intru în prima cârciumă. Cum facem să ne înțelegem? O iei de nevastă pe Dienuța. Lasă-l, mă, tată, fii atent. Ce faci? Îl sun pe Corci să ne tracteze cu căruța? Lasă. Gata, am rezolvat. Serios? Cum? Am sunat la fără grijă. E firmă serioasă asta. Deci în caz de accident îi sun și te ajută ei cu orice legat de acte, de tractare. Îți dau și mașina la schimb dacă e cazul. Pe bune? Da, și e și ieftin. E un serviciu unic în România. Serios? Te scapă de orice problemă. Și amiabila te ajută să o scrii. Cum ziceai că se numește? Să-mi notez. Fără grijă. Hai că eu mă și abonez. Ar fi cazul. No, bine că o dat Dumnezeu de s-o rezolvat. Eu mă tă duc. Da, stai un pic, dar nu vrei să-i duc. Nu, mulțam fain că eu știu drumul. Fii fără grijă. Ne vedem acasă. Aveți grijă de voi. Cu amiabila, cu știi tu, Vlade? Nu vrei să... Nu bem o cafea dacă te ne-am lovit.